Situația alarmantă în Europa. Au fost detectate scurgeri misterioase de gaze naturale în gazoductele Nord Stream 1 și 2. În zona a fost emis un avertisment pentru evitarea circulației pentru nave și aeronave. Deși conductele nu erau în funcțiune, acestea erau pline cu gaze. Nu se știe pentru moment care este cauza scurgerilor. Scurgerile s-au produs la conductele Nord Stream 1 și 2 în zona de nord-est și sud-est a insulei Bornholm, unde armata daneză a surprins imagini cu gazele la suprafața Mării Baltice. Cea mai mare scurgere are un diametru de peste un kilometru. Centrul de seismologie din Suedia susține că a înregistrat explozii subacvatice în zonele unde conductele au fost afectate. Forțele maritime din Danemarca au emis o avertizare de călătorie pe o rază de 9 km, iar aeronavele trebuie să zboare la cel puțin 1000 de metri altitudine. Măsurile vin în contextul în care gazul natural poate produce explozii. Calitatea apei este monitorizată în zonă. Kremlinul nu a întârziat cu reacția. Purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov, s-a arătat foarte îngrijorat de situație și a spus că nu exclude nicio pistă, inclusiv cea a sabotajului. Scurgerile au avut loc cu numai câteva ore înainte de ceremonia de inaugurare a conductei Baltice, rută care va asigura transportul gazelor din Norvegia către Danemarca și Polonia.